Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Iată principalele știri de astăzi. Turismul în Serbia. Bancomate fără bani. O nouă poveste a cântecului. Fie că vă gândiți să călătoriți mai mult timp, fie că vreți o vacanță scurtă și aproape, Serbia este o țară care vă așteaptă cu porțile deschise, cu mâncare bună și cu peisaje superbe. În vizita noastră în Totovo Selo am descoperit frumuseți locale care ne îndeamnă să mai rămânem. De la sculpturi fantastice în lemn, la bucăți de istorie care ne fură privirea. Chiar și în localități mai mici întâlnim persoane sociabile, locuri frumos amenajate, tradiție la tot pasul și multe altele. Așadar, vă invităm să vizitați Serbia, care este la o aruncătură de băți și care mereu vă așteaptă cu porțile deschise. Mai multe persoane ne-au relatat că unele bancomate din țara Făgetului pur și simplu nu au bani să dea cetățenilor, care bineînțeles doresc să facă cumpărături. Cozile la bănci se tot înmulțesc, iar oamenii fie se duc în altă parte, fie stau la rând 10 de minute în șir. Recomandăm oamenilor să fie răbdători și să meargă din timp la bănci pentru retragerea banilor din conturi sau carduri. Povestea cântecului continuă la Autentic TV. Săptămâna viitoare puteți vedea mai mulți soliști din țara Făgetului și nu numai, care vă vor încânta cu cântecele lor în ediția specială de Paște. Să mai stăm de vorbă, de doar să vorbim, cum să leguim, hai edită toată. Să mai stăm de vorbă, cu drag să ne vorbim și să ne iubim.